Salutare! Astăzi o să vă învăț să faceți eschive cu scădere pe pasă lateral. Acest tip de antrenament se poate face foarte ușor acasă, doar folosind o sfoară. După cum vedeți, un capăt al sfoarei l-am prins în mânerul geamului și celălalt capăt în tocul ușii. Sfoara trebuie să o fixați la nivelul umărului, pentru că acest tip de eschive sunt eficiente contra unui adversar de aceeași înălțime cu voi sau mai înalt. Dacă adversarul este mai mic de înălțime, aceste scăderi sunt cam contraproductive, pentru că scăderea trebuie să fie foarte, foarte joasă pentru a vă feri de croșiere adversarului. Haideți să începem. Acest exercițiu vom începe din gardă. Dacă vrem să plecăm spre partea stângă, prima dată facem pas cu piciorul stâng. În același timp, garda va rămâne la nivelul bărbiei pentru a crește câmpul vizual. Trunchiul se apleacă pe diagonală pe partea opusă. Faceți o semigenoflexiune și rotiți trunchiul spre partea stângă. Apoi piciorul din spate revine în gardă. Pe partea dreaptă facem pas cu piciorul drept. Capul și trunchiul se îndoaie pe diagonală, semigenoflexiune, rotire și revine piciorul stâng după piciorul drept. Teodora mă asistă și aici. Haideți să facem un pic mai în viteză. Pe înaintare. Plecăm din gardă. Pășim. Ne aplecăm pe diagonală. Facem semigenoflexiunea, ne rotim către partea stângă. Partea dreaptă, privirea în față. Ok. Acum o să dăm drumul și la lovituri. O să adăugăm și niște lovituri după această combinație. Puteți să-l folosiți mâna goală, gantere sau în această perioadă chiar niște bidoane de apă. O să facem cu niște bidoane de apă. La fel. Facem scăderea. E foarte important să încărcați umărul, ca să măriți forța în lovitură, da? Pe partea care loviți. Dacă facem pasul spre partea stângă, e foarte important să încărcați umărul stâng. Dacă facem pasul pe partea dreaptă, e foarte important să încărcați umărul drept. Haideți să dăm drumul la treabă. O să dăm drumul la niște combinații simple de două lovituri, după aceea o să adăugăm încă una. Încărcăm umărul, lovim. Revenim în gard. Pas. La pasul în spate, piciorul stâng va păși în partea stângă și pe diagonală. Tot așa, corpul se apleacă pe partea opusă. Faceți scăderea, încărcați umărul și piciorul drept vine în gardă. Pe partea dreaptă puteți să pășiți direct, faceți un pas adăugat cu piciorul din spate, cu piciorul drept. Corpul se apleacă în direcția opusă. Încărcați umărul și reveniți în gard. Acum și cu lovituri. Acum vom începe cu o combinație de 3 lovituri. Foarte important iarăși să încărcați umărul pentru croșie sau pentru percuturi. Sper că v-a plăcut și antrenamentul de astăzi. Încercați-l și voi și sper să ne auzim sănătoși data viitoare.